Eu sunt Camelia, gazda blogului culinar gătește-ușor.ro. Bine ați venit în bucătăria mea! Ne aflăm în luna mai, luna alimentației fără gluten și de luptă împotriva alergiilor. Cu ocazia acestei luni, eu particip în campania Mănânc Responsabil, lansată de alimentespeciale.ro și de Smart Cuisine, campania adresată persoanelor care urmează anumite diete, fie că este vorba de dietă fără lactoză, fără gluten, persoane diabetice sau persoane care urmează o dietă sănătoasă. În cadrul acestei campanii, eu creez câteva rețete foarte sănătoase, cum este și rețeta de astăzi, o rețetă dulce, o rețetă fără gluten. Voi face astăzi bomboane raw cu cacao și semințe. Pentru această rețetă vom folosi 200 de grame de curmale fără sâmburi, curmale deshidratate, 100 de grame de nuci pecan, un avocado tăiat în cubulețe, 60 de grame de cacao, 50 de grame de ulei de cocos, eu am această marcă de ulei de cocos, 90 de grame de miere, 50 de grame de semințe de floarea soarelui crude, neprăjite sau nesărate, un praf de sare și 2 ml de esență de rom. Iar la final, după ce formăm bomboanele, le vom da prin diferite toppinguri. Eu am aici nucă de cocos, fulgi de migdale, susan și sare de mare. Pentru a face aceste bomboane foarte sănătoase și gustoase, va trebui să facem o compoziție. Eu voi folosi robotul de bucătărie, în care voi pune acest cuțit pentru a mărunți foarte bine ingredientele. În bolul mixerului voi pune curmalele deshidratate, în bolul robotului, împreună cu nucile pecan și semințele de floarea soarelui. Voi pune capacul și voi da drumul să le mărunțească până când ajungem la o compoziție lipicioasă. Am terminat de mărunțit curmalele și semințele. Compoziția a ajuns la consistența perfectă. Peste ea voi pune cuburile de avocado, cacao, praful de sare, esența de rom, trebuie să puneți și de vanilie dacă vreți sau altceva, uleiul de cocos care va lega ulterior foarte bine bomboanele noastre după ce le vom răci un pic și voi pune și mierea. Așa. Voi blenda din nou foarte bine compoziția. Așa arată compoziția pentru bomboanele mele la final. Este tare, dar ușor lipicioasă, așa trebuie să fie. Acum pur și simplu voi lua bucățele mici din compoziție, le voi forma în biluțe și le voi da prin toppinguri. Ceva de genul acesta și voi proceda în felul ăsta până formez toate bomboanele. Mă rog, bineînțeles că bucățele din topping se vor amesteca treptat prin toată compoziția, dar nu e o problemă. Cu fulgi de migdale, o nucă de cocos, inevitabil veți obține bombonele cu câte un pic din fiecare și chiar și cu câteva cristale de sare, pentru că bombonelele sunt destul de dulci datorită curmalelor și a mierii, iar sarea va face un contrast foarte interesant.
bomboanele mele rău cu cacao și semințe sunt gata. Le voi lăsa timp de jumătate de oră în frigider să se întărească un pic înainte de servire. Uleiul de cocos din ele se va întări făcându-le foarte compacte și gustoase. Vor avea o textură similară negreselor. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook sau la subscribe canalului meu de YouTube gateșteușor.ro. Vă urez poftă bună și nu uitați, mâncați responsabil! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!